Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă, bineînțeles, și cu un invitat deosebit, așa că îi spunem un bun venit domnului pastor profesor doctorant Gabi Isaac, senior pastor la Biserica Pentecostală Română Philadelphia din Melbourne și, bineînțeles, profesor și director al Seminarului Biblic Philadelphia din Melbourne, Australia. Frate pastor, bine ați revenit la noi în emisiune. Frate Cătălin, mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută, pentru posibilitatea pe care o am să mă adresez din nou celor din România și nu numai, pentru că am văzut că emisiunile noastre sunt foarte vizualizate și cu siguranță nu doar cei din România urmăresc iată cei din Australia și din toate părțile lumii. Și dau slavă Domnului și pentru faptul că vă văd sănătos. Am știut că ați trecut printr-o stare de sănătate mai precară și uite că Domnul nostru lucrează, vă binecuvântează și vă dă putere să fiți în continuare și eu vă doresc din toată inima să aveți prosperitate, progres, în primul rând din punct de vedere al sănătății și spiritual în tot ce faceți. Vă mulțumesc foarte mult pentru urări. Într-adevăr, am trecut printr-o perioadă mai dificilă. Slavă Domnului că El dă și puterea și toate mijloacele pentru a trece mai departe și dacă vine din partea Dumnezeu, ar fi incorect să primim numai binecuvântarea și să nu primim și încercările. Așa că mergem înainte și mulțumim Dumnezeu pentru călăuzire și mai ales pentru sănătatea și pentru tot ce ne dă El, astfel încât să ne putem duce slujirea mai departe. Frate Gabi, am spus la începutul emisiunii că tratăm o nouă temă. De fapt, trebuie să fac o precizare. Aș spune că continuăm o temă pe care ne-am început-o cu ceva vreme în lume și anume vorbim despre legămintele biblice. Astăzi vom face partea a doua în care vom continua discuția noastră despre ceea ce a însemnat legămintele biblice în istoria umanității, aș spune. Și înainte de a porni mai departe, haideți să facem o mică recapitulare a ceea ce a însemnat prima ediție emisiunii atunci când am vorbit despre legămintele biblice în prima parte a temei noastre. Așa că aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. E și o deformare profesională faptul că fac o legătură între o emisiune anterioară și cea pe care o avem acum. Eu în țară am slujit ani de zile ca și profesor și orice profesor începe o nouă lecție cu o recapitulare, un moment se numește în pedagogie moment aperceptiv, moment de conexie, de legătură, de trecere de la o temă la o altă temă. Și înainte să discutăm alte trei legăminte pe care mi-am propus să le prezint înaintea tuturor celor ce urmăresc emisiunea dumneavoastră, aș vrea să ne aducem aminte de câteva lucruri pe care le-am discutat și ne vor ajuta să înțelegem mai bine ce înseamnă legămintele și legătura dintre legămintele cele trei dinainte și cele care le vom discuta astăzi. Vreau să aduc aminte celor ce ne urmăresc că am vorbit despre o definiție a legămintelor. Am prezentat cele 8 legăminte, așa trecându-le doar în revistă. Am vorbit un pic despre importanța legămintelor și despre o grupare a legămintelor și cu acordul voia dumneavoastră, permiteți-mi să subliniez din nou definiția aceasta a legămintelor. Dicționarul explicativ al limbii române, termenul de legământ este explicat ca fiind o promisiune solemnă sau un angajament de a face ceva, este sinonim cu o învoială sau cu o convenție. Dar noi abordăm legămintele din perspectiva lui Dumnezeu și nu ne putem uita doar la dicționarul explicativ al limbii române care are o definiție tehnică și vrem să ne uităm efectiv la ceea ce înseamnă definiția legământului din perspectiva lui Dumnezeu în conformitate cu revelația pe care o avem pe paginile Sfintelor Scripturi și din punct de vedere biblic, legământul înseamnă întotdeauna și mi-ar place să înțelegem lucrul acesta, tocmai de aceea există o sacralitate a legământului, tocmai de aceea Dumnezeu se obligă în legământ să facă ceea ce zice, pentru că legământul înseamnă mai mult decât o convenție, mai mult decât o înțelegere, poate mai mult decât un contract. Spuneam data trecută și repet în această seară, legământul este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu
prin care Dumnezeu stabilește o relație de răspundere. Vă rog, rețineți. Dumnezeu stabilește o relație de răspundere. Dumnezeu este suveran absolut, poate să facă și a făcut legăminte cu oamenii, de aceea, ca ființă superioară, inițiază și stabilește condițiile care alcătuiesc un legământ. Apoi, data trecută am vorbit despre cele 8 legăminte și spuneam, le-am trecut în revistă. Legământul edenic, legământul adamic, cel făcut cu Adam, legământul cu Noe, legământul cu Avram, legământul prin Moise, legământul mozaic, legământul palestinian, legământul davidic sau legământul cu David și legământul cel nou. Ca mențiune pe care aș vrea să o fac în această seară este că toate aceste 8 legăminte se regăsesc în Vechiul Testament, dar ele au o aplicabilitate a Noului Testament și chiar o stabilitate capătă în ceea ce privește Noul Testament. De ce sunt importante legămintele? Și încă o dată vreau să vă felicit, frate Cătălin, și cei care moderați emisiunile de la ProDocens Media, pentru faptul că v-ați gândit la un subiect de genul acesta, care poate nu e atât de des abordat în bisericile noastre, deși ori de câte ori ne împărtășim din trupul și sângele Domnului, vorbim cel puțin despre un legământ, sau poate chiar despre două. Vorbim despre legământul cel nou, îl comparăm cu legământul cel vechi, dar nu uzăm atât de mult de legăminte, nu prezentăm atât de mult tema aceasta în bisericile noastre. Care este importanța legămintelor? Legămintele sunt importante pentru că Dumnezeu se revelează prin cuvântul său ca fiind un Dumnezeu al legămintelor. Legămintele vorbesc despre un Dumnezeu drept, un Dumnezeu înțelept, un Dumnezeu credincios, adică fidel promisiunilor sale, și orice legământ pe care Dumnezeu l-a făcut întotdeauna este legat de o promisiune. Și apoi, legămintele sunt importante și pentru faptul că prezintă voia lui Dumnezeu cu privire la cel credincios, stabilind anumite tipare și anumite standarde, și întotdeauna legămintele atrag binecuvântare în viața celor care intră și respectă legământul acesta. Cum putem grupa legămintele? Și spuneam atunci că legămintele pot fi legăminte eterne sau legăminte temporare, legăminte temporare care sunt doar pentru o anumită perioadă de timp, sau legăminte eterne, și aici amintesc legământul cel nou, și bineînțeles o altă împărțire este cea legată de legăminte condiționate și legăminte necondiționate. Legământul condiționat are întotdeauna în componența sa cuvântul dacă. Cu alte cuvinte, dacă faci și eu fac. Deci Dumnezeu efectiv ne responsabilizează și în legământul acela ne include și ne obligă într-un fel să ne facem partea noastră. Există ca o colaborare între om și Dumnezeu. Dar legămintele necondiționate scot acel dacă. Și legămintele necondiționate sunt acele legăminte în care, deși este și implicat omul, Dumnezeu se obligă, indiferent de situații, să ducă până la capăt promisiunea pe care a făcut-o în legământul acela. E foarte important să înțelegem că multe din legămintele, sau poate cele mai multe legăminte, am vorbit de 8 legăminte, sunt legăminte necondiționate, în care Dumnezeu ne implică, dar El este acela care se obligă să ducă până la capăt împlinirea legămintelor. Și vreau să le aduc aminte tuturor celor ce urmărește această parte a doua, că am vorbit în emisiunea precedentă despre legământul, în primul rând legământul edenic, legământul făcut în grădina Eden între om, Dumnezeu și om, încă în starea de om perfect, necăzut, neinfectat de virusul numit păcat. Și vreau să fac aici această subliniere, mai ales că am vorbit de starea de sănătate a dumneavoastră. Există un virus mai puternic decât COVID-ul. Virusul numit păcat e cel mai puternic virus. Există și împotriva virusului păcat, există un vaccin. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat.
Am vorbit de legământul edenic, am vorbit de legământul adamic, făcut tot în grădina Eden, dar cu omul căzut deja în păcat, și am vorbit despre legământul noahic sau legământul cu Noe, pe care o anumită grupare, care este tot mai vocală și insistentă, și văd că și în Parlamentul, noul Parlament al României, au o putere tot mai mare, un legământ abuzat de această grupare. Cam asta a fost, să zic așa, în linii mari, ediția trecută a legămintelor biblice, prima parte, frate Cătălin. Excelent, vă mulțumesc foarte mult pentru această recapitulare. Aș vrea să mergem în continuare cu încă câteva legăminte, dar aceste legăminte au, a zice, un specific anume, și anume sunt legate de un popor. Dacă cele pe care le-ați prezentat până acum au fost practic legăminte cu ființa umană, de data aceasta Dumnezeu merge în mod specific către un anumit grup de oameni, și anume poporul Israel. De ce sunt atât de speciale aceste legăminte în toată economia aceasta a istoriei universale a umanității? Da, ați scos în evidență un lucru foarte adevărat, frate Cătălin. Primele trei legăminte pe care le-am discutat în ediția precedentă au fost legăminte care au fost încheiate cu rasa umană prin reprezentanții care au fost atunci. Adam de două ori, legământul edenic și legământul adamic, și Noe, ca și cel care este cel care are un nou început, să zic așa, după potop. Dar nu vorbim aici deja despre un popor și nu vorbim despre, în mod deosebit, despre poporul Israel. Chiar dacă și legământul, primul legământ care Dumnezeu îl încheie cu un popor, este la baza lui încheiat tot cu o persoană, și anume cu Adam. Deci legămintele pe care aș vrea să le discutăm și legăminte care sunt legate de aici încolo de acest popor cu o chemare specială, cu o misiune specială, și anume poporul evreu, poporul Israel, legămintele acestea sunt legământul avraamic, legământul mozaic și legământul palestinian. Și dacă din aceste trei legăminte, fac aici iarăși o paralelă între primele trei și aceste trei, două din ele au fost încheiate cu Adam și unul cu Noe, iată, unul din acestea a fost încheiat cu Avram și două prin Moise. Le voi prezenta la timpul potrivit și le voi discuta. M-ați întrebat de ce Israel, ce este atât de deosebit. Dragii mei, Israel joacă, a jucat și joacă și va juca, chiar dacă unora nu le place lucrul acesta, trebuie să scoatem în evidență, în conformitate cu revelația lui Dumnezeu, Israel a jucat, joacă și va juca un rol foarte important în economia lui Dumnezeu, mai ales din punct de vedere soteriologic, dar și escatologic. Deci Dumnezeu are, a avut și are un plan cu totul și cu totul deosebit vis-a-vis de poporul acesta. Dumnezeu, atunci când a promis în grădina Eden că va veni o sămânță a femeii, pregătea în preștiința lui și poporul din care să se nască sămânța aceasta femeii, și anume Hristosul, care este înălțat mai presus de tot și toate. Deci prin Israel, așa, Dumnezeu a ales poporul acesta să pregătească planul de salvare al întregii omeniri din păcat și de consecințele păcatului. Și vreau să vă aduc aminte aici de o discuție pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o cu femeia samariteană la fântâna lui Iacov din Samaria, la Sihar acolo, la Sihem, și a discutat despre mântuire, și la care Mântuitorul a zis următorul lucru, zice: mântuirea este o sintagmă foarte importantă. Mântuirea, Ioan capitolul 4, versetul 22. Mântuirea vine de la iudei. E foarte importantă această subliniere. Nu există mântuire și mântuitor în afară de planul. Vă aduc aminte iarăși cuvintele Domnului Iisus Hristos, deși nu mi-am propus să mergem în direcția aceasta, dar se pare că lucrurile merg și în această direcție. Domnul Iisus Hristos a avut curajul să facă această afirmație: nimeni nu vine la Tatăl, și Tatăl este singurul Dumnezeu, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iată că sunt câteva sublinieri foarte pertinente pe paginile Sfintelor Scripturi, și tocmai de aceea Israelul deține monopolul. Hai să folosesc expresia aceasta: Israelul deține monopolul din punctul acesta de vedere al mântuirii.
Providența divină a fost mereu cu poporul Israel, a păstrat mereu Dumnezeu, dragii mei, o rămășiță pentru a duce la îndeplinire planul pe care l-a avut. Și atunci când se părea că totul s-a năruit și totul a dispărut, Dumnezeu totuși a avut o rămășiță a lui de care s-a folosit pentru ca planul său să se poată duce la îndeplinire. Vreau să vă aduc aminte că revelația Vechiului Testament se încheie undeva în anii 400 înainte de Hristos. Și totuși când începe revelația Noului Testament, Evanghelia după Matei, Evanghelia după Luca, Dumnezeu ridică efectiv și scoate pe scena istoriei o familie din casa lui David. De ce? Pentru că din casa lui David avea să vină Mântuitorul. Și asta spune mie că timp de 400 de ani Dumnezeu a păstrat această seminție, această familie, pentru ca prin această familie să-și poată împlini promisiunile pe care le-a făcut. Aș vrea să citesc din Scriptură, tocmai ca să putem să înțelegem mesajul acesta pe care Dumnezeu îl are vis-a-vis de Israel. Vă citesc din Roman, din capitolul 9, versetul 4 și versetul 5, un cuvânt deosebit. Ei sunt izraeliți. Și ce dacă am spune noi că sunt izraeliți? Și ascultați care este prioritatea pe care eu o au. Ei sunt izraeliți. Au înfierea, au slava, vă rog rețineți acum a treia subliniere, au legămintele. Foarte important. Deci, au înfierea, au slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Iată de ce Israel, pentru că are un loc și un rol important și Dumnezeu prin Israel încheie legămintele care sunt pentru Israel, dar care în același timp includ întreaga omenire. Cred că răspunsul pe care vi l-am dat poate să fie suficient, deși știu că s-ar putea vorbi foarte mult în direcția aceasta. Foarte interesant că Dumnezeu, încă de la începutul istoriei, s-a gândit la această soluție, la un om pe care l-a chemat, la Avraam, apoi la un popor și, bineînțeles, la un mântuitor. Această soluție prin care omul să fie chemat la mântuire și să poată beneficia de salvare. Slavă Domnului pentru lucrul acesta și pentru faptul că Dumnezeu a ales poporul Israel. Asta este decizia lui Dumnezeu. Sunt mulți care se opun, nu cred lucrul acesta, vin cu tot felul de argumente, inclusiv organizații, organizații de la care am avea multe pretenții, încă se împotrivesc chemării acesteia a lui Dumnezeu ca poporul Israel să fie poporul ales acolo, acolo unde el este așezat, în țara, în țara Canaanului. Care sunt aceste legăminte despre care spuneați, cele trei legăminte și ce conțin ele? Vreau să vă spun, și e foarte important apropo de legăminte, dacă nivelul lor de împlinire a ajuns la capăt sau mai e timp să așteptăm? Sau mai așteptăm să se împlinească? Mi-a spus de fapt trei întrebări, de aceea și răspunsurile trebuie să fie destul de complexe. Da, o să discutăm și înainte de a prezenta următoarele trei legăminte care sunt foarte importante și care încă de la început aș putea să vă spun că dacă spuneați de Israel că l-a ales și că l-a așezat într-o anumită parte a pământului și Israelul, deși a fost risipit de aproape 2000 de ani într-o diasporă evreiască, iată s-a întors începând probabil cu mișcarea sionistă și apoi în mod deosebit 1947 și tot ceea ce a urmat după aceea, este doar datorită legământului avramic. Pentru că Dumnezeu deja în legământul avramic făcea câteva promisiuni la care o să ne referim imediat. Dar pentru că am citit în Roman din capitolul 9, aș mai vrea să citesc și din Efeseni din capitolul 2 un cuvânt pe care iarăși mi se pare important în perspectiva aceasta ca suveranitate și prioritate mai degrabă a ceea ce înseamnă Israel. Zice în felul următor Efeseni capitolul
2, versetul 12, zice așa: aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, erați fără drept de cetățenie în Israel și vă rog acum rețineți, străini de legămintele făgăduinței. Foarte interesant. Fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. În amândouă pasajele pe care le-am prezentat înaintea dumneavoastră, frate Cătălin, dragii noștri, în amândouă pasajele, atât în Romanii în capitolul 9, cât și acest pasaj din Efeseni din capitolul 2, este subliniat. Apostolul Pavel scoate în evidență valoarea legămintelor. Pe de o parte spune: evrei, ei sunt israeliți, au legămintele, iar atunci când li se adresează efesenilor, vine și scoate în evidență și spune în felul următor, se adresează bisericii din Efes, spune: aduceți aminte că erați străini de legămintele făgăduințelor. Deci iată că legămintele sunt foarte importante și din punct de vedere al Noului Testament, al promisiunilor, al tuturor celor care sunt incluși. Dar acum aș vrea să răspund la întrebările de fapt pe care mi le-a spus legat de legămintele care în mod deosebit privesc poporul Israel, s-au împlinit sau urmează să se împlinească. Legământul avramic, legământul mozaic și legământul palestinian. Și vreau să le iau pe rând pe fiecare. E adevărat, despre fiecare s-ar putea spune mult mai mult decât poate vom discuta noi într-o emisiune, în a doua parte a emisiunii, iar cea de-a treia parte, dacă va fi o a treia parte cu voia lui Dumnezeu, aș vrea să mă refer la legământul davidic și la legământul cel nou, pentru că iarăși, așa cum în aceste trei legăminte de astăzi există legătură legată de Israel, în celelalte două pe care aș vrea iarăși să le prezint înaintea dumneavoastră, legământul davidic cu David și legământul cel nou făcut în Domnul Iisus Hristos, iarăși este o legătură, pentru că Hristos vine din sămânța lui David, în arborele genealogic al lui David. Dar aceasta pentru o a treia ediție, dacă va fi îngăduit să avem și timpul acesta. Haideți să vorbim un pic despre legământul avraamic, legământul cu Avram. Avram intră pe scena istoriei în Geneza, în capitolul 12. Până la Geneza, capitolul 12, nu avem de-a face nici cu Israel, nici cu Avram. Deci primul evreu, haideți să numesc așa, este Avram. Și Dumnezeu încă de la început, pe lângă chemarea pe care o face, încheie deja un legământ. Și legământul avramic are de-a face pe de-o parte cu un popor și are de-a face și cu o locație geografică. Și asta e foarte important să menționăm. Unde îl găsim legământul avramic? În Geneza, în capitolul 12, în Geneza, în capitolul 13, în capitolul 15, capitolul 17 și ceea ce este foarte important, ca o pecetluire, dacă vreți, sau ca un apogeu, l-aș putea numi, a ceea ce înseamnă legământul avramic, este Geneza, capitolul 22, versetul 15 până la versetul 18, dar am să mă refer imediat la lucrul acesta. Deci sunt mai multe pasaje care, coroborate, aduse împreună, formează efectiv acest legământ avramic. Ce spune acest legământ avramic? În primul și în primul rând, Dumnezeu spune că promite un popor când vorbește cu Avram. Îi spune că Avram va avea mulți urmași fizici, Geneza capitolul 13. Gândiți-vă că la vremea în care Dumnezeu încheie legământul cu Avram, Avram avea 75 de ani. În momentul în care Dumnezeu încheie legământul cu Avram, Avram știa foarte clar că el nu poate să aibă urmași. Sara nu putea să rămână însărcinată. Tocmai de aceea, în derularea tuturor lucrurilor, face și câteva greșeli. Dar nu intrăm în aspectul acesta, nu suntem noi cei care îl judecăm pe părintele credinței Avram, ci vreau să scot în evidență lucrul acesta interesant. Împotriva oricărei așteptări, a oricărui lucru uman de a se împlini ceea ce Dumnezeu spune, Dumnezeu încheie un legământ cu Avram. Și asta e foarte important. Deci va fi tatăl unei mulțimi de popoare, spune Scriptura, Geneza capitolul 17. Fizic, din Avram descind evrei și arabi. Deci două mari popoare dominatoare, să zic așa. Gândiți-vă la arabi mai ales, evrei sunt mai puțini, dar gândiți-vă la, la arabi și la răspândirea lor în Orientul Mijlociu și nu numai.
și spiritual, când vorbește și vorbește despre o mare mulțime, vorbește și spiritual despre cei credincioși. Și vreau să fac aici o remarcă. În momentul în care Dumnezeu vorbește cu Avram, el era Avram cu un singur A. Avram, atâta. În momentul când Dumnezeu face din nou promisiunea că va fi tatăl multor mulțimi de popoare, este Geneza 17, când îi schimbă numele și îi schimbă numele în Avraam. Avraam înseamnă cel înalt sau tatăl unor înălțimi, cam așa ceva s-ar traduce. Avraam este tatăl multor mulțimi, tatăl multor popoare. Foarte interesant, și în tradiția vremurilor, vedeți, mai avem în Scriptură personaje a căror nume a fost schimbat. Avraam, apoi Iacov are întâlnirea aceea la Peniel și de la Peniel îi se schimbă numele din Iacov în Israel și așa mai departe. Deci sunt, ce însemna această schimbare de nume? Schimbarea de nume însemna o metamorfozare totală, o experiență care te-a marcat foarte, foarte profund. Și tocmai lucrul acesta s-a întâmplat și se întâmplă, de fapt, în legământul avramic. Dar ceea ce este important este nu numai un popor, nu numai o mulțime de popoare care vor descinde din Avraam, ci faptul că Dumnezeu în legământul avramic promite anumite hotare geografice și sunt foarte clar arătate de mai multe ori în mai ales în cartea Geneza, în cuvântul lui Dumnezeu. Menționez aici Geneza capitolul 12 versetul 7, Geneza capitolul 13 versetul 14 și 15 și Geneza capitolul 15 versetul 18 până la versetul 21. Asta este foarte important pentru că m-ați întrebat la un moment dat dacă legămintele acestea trei, încheiate în mod deosebit cu Israel, s-au împlinit plenar sau mai sunt părți care ar trebui să se împlinească. Și dacă toți suntem la capitolul acesta, atunci, frate Cătălin, dragii noștri, trebuie să vă spun că legământul avramic nu s-a împlinit încă plenar. Dumnezeu, e adevărat, prin Avram a format un popor, Avram a devenit tatăl multor popoare, tatăl unor mari mulțimi de oameni, Avram este numit părintele tuturor credincioșilor, deci iată că sunt și credincioși o mare mulțime de oameni. Dar atunci când vorbim de spațiul geografic pe care Dumnezeu l-a promis în legământul avraamic, trebuie să spunem că încă poporul Israel nu a atins și Israelul nu a fost în marginile pe care Dumnezeu le-a promis. Chiar în vremea regelui David, cel mai prolific rege al Israelului, în vremea în care Israelul atinge cea mai înfloritoare perioadă și granițele sunt extinse foarte mult prin tactul pe care l-a avut David, totuși nici în perioada aceea de prosperitate, nici după aceea de Solomon, chiar dacă a fost pace în vremea lui Solomon prin tratate de pace pe care acest om le-a făcut, totuși Israelul n-a ajuns niciodată în granițele pe care Dumnezeu le-a promis. Și atunci răspunsul este unul cu siguranță. Dacă Domnul a promis, trebuie să se împlinească și cu siguranță legământul avramic se va împlini în mod plenar în mileniu, când Israelul va avea teritoriul pe care Dumnezeu l-a promis. Și doar așa tangențial, vă rog, citiți cei care urmăriți emisiunea și sunteți pasionați probabil de subiectul acesta, uitați-vă, vă rog, în Geneza 15 și veți vedea că Dumnezeu promite și două margini ca și râuri sau două extremități. Râul cel mare, râul Nil și râul Eufrat. Ori niciodată Israelul n-a ajuns nici până la Nil ca teritoriu, deși a stăpânit la un moment dat, după războiul de 6 zile, a avut peninsula Sinai. Dar râul Nil este mai departe de peninsula Sinai. Peninsula Sinai este, eu știu, limitată de golful acela, dar nici de cum nu este până la râul Nil.
Iar Eufratul este totuși departe, este în Irakul de astăzi. Deci niciodată Israelul, e foarte interesant. Și probabil că dacă vorbești cu un evreu și îi aduci aminte de legământul avramic și de teritoriul geografic, s-ar putea să se sperie și inima lui să bată un pic mai tare. E posibil și lucrul acesta. Apoi, tot în legământul avramic, trebuie subliniat faptul că Dumnezeu promite providența lui divină, adică promite că va purta de grijă și va fi alături de poporul Israel. Iar un lucru care este foarte interesant și pe care aș vrea să-l menționez tot aici, în legământul avramic, Dumnezeu promite că se va îngriji de sămânța firească a lui Avram. Și acum întrebarea care se pune într-un mod firesc ar fi următoarea. Cine intră în legământul avramic? Ismael sau Isaac? Cine face parte din legământul acesta? Pentru că amândoi sunt sămânță a lui Avram. Amândoi sunt descendenți a lui Avram. Dacă ai vorbi probabil cu un musulman, ar zice, păi e normal că Ismael este acela căruia i s-au făcut promisiunile. Și am stat de vorbă cu cei care gândesc în felul acesta și au zis promisiunile de fapt nu sunt pentru Isaac, sunt pentru Ismael. Ori noi trebuie să spunem fără teama de a greși că promisiunile lui Dumnezeu sunt în Isaac și nu în Ismael. Cel care intră în linia aceasta a promisiunilor, a legământului făgăduinței este Isaac. E foarte interesant că se menționează Dumnezeu nu încheie legăminte cu semințele lui. Mie îmi place așa uneori să mă uit la chichițe scripturale, iertați-mi deformația arăși profesională. Și m-am uitat aici la faptul că se menționează de foarte multe ori expresia aceasta sămânță, nu semințe, nu forma plurală, ci sămânță. Geneza, capitolul 17, versetul 15, spune așa: Dumnezeu a zis lui Avram să nu mai chem pe Sarai, pe nevasta ta Sarai, ci să-i pui numele de Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu. Ea, da, o voi binecuvânta, ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Apoi urmează dialogul dintre Dumnezeu și apoi spune în felul următor. Versetul 19. Dumnezeu a zis, cu adevărat nevasta ta Sara, deci nu Sarai, îți va naște un fiu. Îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Și apoi versetul 20. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Îl voi binecuvânta și așa mai departe. Nu vreau să intru în toate detaliile legământului acestuia, ci doar să subliniez și să punctez foarte clar lucrul acesta. Legământul avramic, ca și continuitate, îl privește pe Isaac, apoi pe Iacov și bineînțeles merge în această direcție. Dar spuneam la început și vreau după aceea să trec la legământul mozaic, spuneam la început că există o pecetluire a acestui legământ. Cu alte cuvinte, există un apogeu, un moment foarte important în legământul acesta avramic și vreau să ne uităm un pic în Geneza, în capitolul 22, când Avram este pus la încercare. Atunci când trebuie să-l ducă pe Isaac ca și jertfă, și se cunoaște foarte bine pasajul, și în versetul 15, Geneza 22, spune în felul următor. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis: pe mine însumi mă jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult, îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașului ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Vă rog, rețineți, iarăși este forma singulară, pentru că ai ascultat de porunca mea. Deci aici aș putea spune că includ tot ceea ce înseamnă legământul avramic. Inițierea lui, Geneza 12, adâncirea lui, Geneza capitolul 13, Geneza capitolul 15, 17 și apoi apogeul lui, în care Dumnezeu parcă se obligă să împlinească tot ce a promis în legământul avramic datorită Genezei capitolul 22.
Al doilea legământ din cadrul acesta? Sau ați vrut înainte, să spuneți ceva, iertați-mă? Da, înainte de a merge puțin mai departe, vreau să spun că există un moment destul de dificil în viața lui Avraam, atunci când Dumnezeu îl pune la încercare, atunci cu jertfirea lui Isaac. Practic, Dumnezeu îl pune o încercare în față în care îl testează, a spune eu, poate la maximum pe care o ființă umană l-ar putea suporta, și anume jertfirea fiului său, practic cel care până la urmă era obiectul prin care se punea la în aplicare contractul acesta pe care Dumnezeu, legământul acesta pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avraam. Au fost niște momente dificile, greu de înțeles, greu de executat, dar totuși Avraam trece peste această încercare și Dumnezeu îl binecuvântează. Am vrut să scot în evidență lucrul acesta. Și, și este această întărire a promisiunilor legate de Isaac și, bineînțeles, după aceea de Iacov și tot ceea ce înseamnă descendenții lui Avraam. Aș trece mai departe, cu permisiunea dumneavoastră, la legământul mozaic. Legământul mozaic se găsește în Exod, în capitolul 20 până la capitolul 31. Deci sunt câteva capitole care alcătuiesc legământul mozaic. Legământul mozaic, un legământ al lui Dumnezeu, și aici vreau să menționez, pentru că se face foarte multe ori referire la legământul acesta, dar nu dintr-o perspectivă a legământului, ci se iau, mai ales legământul include decalogul, se iau cele 10 porunci. Unele dintre porunci sunt chiar abuzate, forțat, interpretate, tendențios. N-am să intru în detalii, mă gândesc că cei care urmăresc sunt familiarizați cu mozaicul acesta de confesiuni și știu probabil la ceea ce mă refer în această seară. Dar vreau să înțelegem că legământul mozaic este legământul încheiat de Dumnezeu în mod deosebit cu poporul Israel fizic. Noi nu vorbim aici de Israelul spiritual. Este legământul încheiat la muntele Sinai. Ori eu n-am fost la muntele Sinai. Dumneavoastră n-ați fost la muntele Sinai. Am fost în vizită, eu am fost la muntele Sinai. Dar mă refer la momentul dării legii, la momentul inițierii acestui legământ. Și vreau să citesc din Exod 19, versetul 3. Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte zicând: așa să vorbești casei lui Iacov și să spui copiilor lui Israel. Aici vorbim de un popor fizic, deci Moise fiind reprezentantul pe de o parte al Israelului și pe de altă parte purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în fața Israelului. Versetul 5, tot din Exod, din capitolul 19, spune în felul următor, versetul 5. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, vă rog rețineți, deci apare dacă, legământ condiționat, da? Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Frate Cătălin, dragii mei, mie lucrurile mi se par foarte clare, nu are rost să mă duc într-o orice altă interpretare. Dumnezeu vorbește cu un popor. Promite poporului Israel că în urma încheierii acestui legământ condiționat, în urma ascultării lor și a trăirii și a împlinirii lui, ei vor avea un statut special, vor fi o binecuvântare. Ei binecuvântați și, bineînțeles, la rândul lor vor fi o binecuvântare. Versetul 6. Înveți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Deci legământul mozaic prin Moise încheiat este legământul de la muntele Sinai în cartea Exod, este încheiat cu poporul Israel. Creștinul, cel născut din nou în jertfa Domnului Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt și aportul cuvântului lui Dumnezeu, nu este sub legământul mozaic. Eu vreau să specific lucrul acesta. Nu este sub legământul mozaic. Legământul mozaic are valoarea lui, are reperele lui, ne uităm la el, are însemnătatea lui, putem multe să învățăm de la ceea ce este revelat, dar eu nu sunt sub incidența acestui legământ. Eu sunt sub incidența legământului cel nou. Legământul mozaic, creștinul spuneam, nu este. Legământul mozaic este un legământ al faptelor.
dacă vei face. Uitați-vă, vă rog, în Galatenii, capitolul 3. Galateni, capitolul 3, versetul 10 și apoi versetul 12, dacă nu greșesc. Spune în felul următor. Galateni, capitolul 3, versetul 10 și 12. Căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii, aici e vorba de legea Vechiului Testament, sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Legământul cel vechi, legământul mosaic, este un legământ al faptelor. Cine face, trăiește prin ele. Legământul cel nou este un legământ al credinței și al intrării prin har. Versetul 12. Legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice: cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Deci legământul cel nou este un legământ al harului, un legământ al credinței. Legământul mosaic era un legământ condiționat, care fie aducea binecuvântarea directă a lui Dumnezeu pentru ascultare, fie blestemul direct al lui Dumnezeu pentru neascultare peste națiunea Israel. Sunt trei aspecte foarte importante care formează acest legământ. În primul rând, aș putea spune că este Constituția, cele 10 porunci, voia neprihănită a lui Dumnezeu. Apoi sunt legile, legile care vorbesc despre guvernare sau viața socială în Israel. Și apoi rânduielile. Vedeți, Dumnezeu de foarte multe ori spune să păzești legile și rânduielile mele. Aici nu este forma ebraică repetitivă, adică rânduielile sunt legi sau legile sunt rânduieli. Nu. Dumnezeu a stabilit foarte clar niște aspecte. Legile sunt legi și rânduielile sunt rânduieli. Legile înseamnă guvernarea vieții sociale a lui Israel, iar rânduierile este guvernarea vieții religioase a lui Israel. Și dacă vă uitați cu atenție, în Exod 21 până la 24 sunt legile, iar în Exod 24, versetul 12, până la capitolul 31 sunt rânduierile. Spuneam că cele 10 porunci sunt Constituția, legea fundamentală care va guverna poporul ales, poporul Israel. Iar legile și rânduierile sunt norme de aplicare ale Constituției. Frate Cătălin, dragii mei, vreau aici să fac o subliniere care cred că este binevenită și cred că ne va ajuta să înțelegem o mare diferență între Vechiul și Noul Testament, între legământul cel vechi și legământul cel nou. Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, a fost întrebat care este cea mai mare poruncă din lege. Acum, erau 613 porunci, 613 percepte în codul acela stufos de legi. Cine nu respecta una din ele, era vinovat de toate. Deci puteai să ții 612 cu rigurozitate, cu scrupulozitate și una singură să o calci, și te faci vinovat de toată legea, pentru că legea era un tot. Domnul Iisus Hristos nu cade în capcana aceasta să zică prima e mai importantă ca a doua, a treia e mai importantă ca a 500 sau așa mai departe, nu. Domnul Iisus Hristos, pe lângă minunile fizice pe care le-a făcut, pe lângă orice altă activitate, Domnul a făcut și minuni în teologie, reformează toată teologia. Și la întrebarea care este cea mai mare poruncă din lege, Domnul spune: cea mai mare poruncă este să iubești. Să iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă vă veți uita cu atenție la Decalog, cele 10 porunci au exact această împărțire. Primele 4 sunt în relația dintre om și Dumnezeu și următoarele 6 sunt în relația dintre om și aproapele său. Dacă ne uităm la legi, legile care sunt menționate sunt reglementarea relației dintre om și om, dintre felul în care mă relaționez la semenul meu, viața socială în Israel. Iar dacă mă uit la rânduieli, atunci este reglementarea relației dintre om și Dumnezeu. Și atunci Domnul ia și Constituția, și normele de aplicare și spune: degeaba spun eu să-L iubești pe Dumnezeu, degeaba spun eu să-L cinstești pe Dumnezeu, să-L cinstești ziua de odihnă, degeaba spun eu atâtea lucruri, dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, totul e zadarnic. Totul, de fapt, pleacă din această relație dintre tine și Dumnezeu, construită pe o dragoste sinceră
și reală între tine și Dumnezeu. Deci iată felul în care Domnul abordează tot ceea ce înseamnă legea mozaică, legământul cel vechi, așa cum îl numește Scriptura. Încă o mențiune și apoi, dacă mai este timp, trecem și la al treilea legământ. Dacă nu, îl putem lăsa probabil pe o altă emisiune, cum se poate. Avem timp, nicio problemă, mergem înainte, vă rog. Mulțumesc. Atunci aș vrea să mai fac o remarcă înainte de a trece la legământul palestinian. Cărțile istorice și cărțile profetice ale Vechiului Testament. Și cărțile istorice înseamnă Iosua, Estera, cărțile profetice înseamnă Isaia, Maleahi. Da? Vorbim de 12 și 17 cărți, 29 de cărți. Din cele 39 de cărți ale Vechiului Testament scot în evidență în mod deosebit falimentul lui Israel raportat la legământul atât mozaic cât și palestinian. Deci cărțile istorice și profetice ale Vechiului Testament detaliază felul în care Israel fie a reușit să asculte de lege, fie a eșuat într-un mod lamentabil să împlinească și în consecință au fost fie binecuvântat sau a suportat consecința eșecului. Toată relația, și vreau să reținem lucrul acesta, și astăzi lucrurile funcționează la fel în Israel, toată relația lui Dumnezeu cu Israel este raportată în primul rând la legământul mozaic și apoi, bineînțeles, la completare, am putea spune, la ceea ce înseamnă legământul palestinian. Legământul acesta mozaic este numit în Noul Testament și legământul cel vechi, pentru că întotdeauna există această comparație între legământul cel nou și cel vechi. Când vom ajunge să discutăm despre legământul cel nou, o să vreau să mă refer un pic la Evrei, la capitolul 8, pentru că mie mi se pare cu totul și cu totul deosebit paralela pe care o face Apostolul Pavel atunci când face această descriere a legământului cel vechi și a legământului celui nou. Dar în câteva cuvinte discutăm și despre legământul palestinian. Legământul palestinian se găsește în Deuteronom la capitolul 29, versetul 1, până la capitolul 30, inclusiv versetul 10. Deci iată un final, am putea spune, de carte a Vechiului Testament, cartea lui Moise. Primele 5 cărți din Vechiul Testament sunt cărțile lui Moise, de la Geneza și până la Deuteronom. Legământul palestinian este o repetiție, și aș vrea să reținem lucrul acesta, este o repetiție a legământului mozaic, dar dezvoltă aspectul referitor la țară, adică teritoriul geografic, care a fost prezentat în legământul avramic. Cu alte cuvinte, aș putea spune că în legământul palestinian se regăsesc aspecte și din legământul avramic, dar și din legământul mozaic. Și am spus lucrul acesta, niciodată încă teritoriul promis de Dumnezeu și reluat, iată, în Numeri, în capitolul 34, versetul 1 până la versetul 12, se reia din nou teritoriul pe care Dumnezeu l-a promis și niciodată încă Israelul n-a atins frontierele acestea, granițele pe care Dumnezeu l-a făcut. Legământul palestinian este legământul făcut cu generația care urma să cucerească Canaanul. Potrivit termenilor acestui legământ, dacă poporul asculta, Dumnezeu urma să-i, dacă poporul nu asculta, Dumnezeu urma să-i împrăștie în toată lumea, Deuteronom capitolul 30, însă el urma să restaureze în cele din urmă întreaga națiune. Când națiunea va fi restaurată, atunci îl vor asculta într-un mod perfect și Dumnezeu va face ca întreaga națiune să prospere. Ăsta este, dacă pot spune așa, mesajul legământului palestinian. Menționez că legământul palestinian este un legământ condiționat și vreau să vă citesc Deuteronom, capitolul 30, versetul 10, unde cuvântul spune astfel: dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind toate poruncile și rânduielile scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, atunci toate aceste promisiuni care sunt făcute aici, toate acestea vor fi împlinite și
Dumnezeu este acela care va respecta absolut tot ceea ce este scris în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Ca și particularități, și vreau aici apoi să am iarăși un moment în care să zăbovim, pentru că aș vrea să explic un termen foarte important. Particularitățile legământului palestinian, neascultarea determină împrăștierea, pocăința atrage îndurarea lui Dumnezeu. Restaurarea Israelului în țara promisă, indiferent unde vor fi, Dumnezeu promite că îi va aduce de oriunde vor fi, îi va aduce înapoi. Și apoi tot aici Dumnezeu vorbește despre convertirea națională a Israelului. Frate Cătălin, dragii noștri, vreau aici să facem o mențiune și să leg două pasaje tot din Vechiul Testament. Vorbim de restaurarea unei națiuni, dar vorbim și de convertirea unei națiuni. Și nu-i tot una. Am curajul să afirm în această seară înaintea noastră, în această emisiune deosebită, că Israelul ca națiune a fost restaurat doar din punct de vedere național. Din punct de vedere spiritual, și aici vorbesc de convertire, adică de o întoarcere reală la Dumnezeu, Israelul încă nu a fost restaurat. Chiar dacă au așezat iarăși legea, și nu vorbesc aici neapărat de templu, nu mă refer la faptul că n-au început să reia jertfele levitice și așa mai departe, nu asta este aspectul. Convertirea Israelului așa cum vrea Dumnezeu va fi în momentul în care îl vor recunoaște pe Iisus ca și Mesia. Yeshua HaMashia. În momentul în care îl vor recunoaște pe Iisus ca și Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, ca unicul mântuitor, în momentul acela va fi și o restaurare totală, atât națională cât și spirituală a Israelului. Am spus că aș vrea să leg două pasaje. Pe lângă Deuteronom 30:6, unde Dumnezeu promite convertirea și spune: dacă veți face și lucrul acesta, atunci eu voi fi Dumnezeul care vă va binecuvânta. Este pasajul din cartea Ezechiel, din capitolul 37, versetul 14, Valea cu Oase. Atât de profetic pasajul acela. Oasele se adună, dar zice, nu era viață în ele. Din punct de vedere național, Israelul există. Iată, deja din 1948 Israelul există, este ca și națiune, s-a restaurat, există declarația de independență, Ben Gurion și așa mai departe. Tot e frumos. Popoarele au început să recunoască efectiv Ierusalimul ca și capitală. Israelul e acela care ocupă parte din teritoriile pe care le-au avut strămoșii lor. Deci din punct de vedere național, Israelul există. Sunt deja mai mulți în Israel decât sunt în afara Israelului. Din aproximativ 12 milioane până în 14 maxim milioane de evrei care există, aproape 10 milioane sunt deja în Israel. 9 milioane jumate erau parcă anul trecut. Nu știu cum a fost cu COVID-ul acesta și cum vin, dar în fine, undeva la 10 milioane de evrei sunt deja în Israel, ceea ce spune foarte mult în ceea ce privește împlinirea planului și a legămintelor biblice a lucrării lui Dumnezeu. Dar din punct de vedere spiritual, mai trebuie să se împlinească ceva. Și vreau să vă citesc Ezechiel, capitolul 37, versetul 14. Și cei care ați fost la muzeul Holocaustului Yad Vashem la Ierusalim, probabil că vă aduceți aminte că pe frontispiciu acela unde este parcarea autocarelor și apoi intrarea principală, există versetul acesta biblic. Nu știu cât au sesizat lucrul acesta, dar pe un perete mare, într-un loc atât de vizitat, milioane de turiști merg la muzeul Holocaustului Yad Vashem. Mai ales că și noi românii suntem un pic legați, avem câțiva drepți ai națiunilor care sunt acolo marcați. Avem un loc al României cu numele celor ce au fost alături de poporul Israel. Deci acolo la Yad Vashem apare următorul verset, Ezechiel 37:14. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul. Ca să se convertească cu adevărat și să ajungă la viață Israelul, e foarte important să recunoască pe Yeshua HaMashia. Și asta se realizează prin Duhul Sfânt care va fi în ei când vor intra și ei în legământul cel nou. Ei încă sunt în legământul mozaic și legământul palestinian. Deși nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu rămâne credincios promisiunilor sale și iată,
că îi pregătește pentru împlinirea plenară a legământului avraamic, a legământului davidic și, bineînțeles, a legământului celui nou. Slavă Domnului! Mi-aduc aminte de Yad Vashem, l-am văzut vizitat de câteva ori și e o bucurie de fiecare dată când ajung acolo, pentru că mi-aduc aminte de necazurile și mâna lui Dumnezeu care a fost asupra acestui popor, acestui nații pe care Dumnezeu încă o așteaptă să se restaureze din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu are copiii lui și din poporul acesta. Comunitatea mesianică este destul de prezentă și slavă Domnului că încă mai sunt oameni, încă mai sunt evrei care se întorc la Dumnezeu și astăzi. Să fie, Domnule. Frate Gabi, ne apropiem de încheiere. Înainte de a încheia, aș vrea să ne spuneți, deja ne-a spus, dar pentru data viitoare am spus că ne-a mai rămas încă două legăminte pe care le vom discuta. Sper să fie cât de curând și a treia emisiune pe tema aceasta. Câteva cuvinte așa despre ceea ce vom discuta data viitoare. Frate Cătălin, dragii mei, aș vrea să discutăm cu ajutorul lui Dumnezeu data viitoare despre legământul davidic, un legământ foarte important, un legământ care deja conturează, să zic așa, apariția pe scena istoriei a Domnului nostru Iisus Hristos. Acolo deja Dumnezeu promite efectiv că din David, din sămânța lui, va ieși acela care va stăpâni peste Israel și, bineînțeles, va aduce prosperitate și există, dincolo de alte aspecte, legământul davidic vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos și despre mântuire. Și apoi, bineînțeles, legământul cel nou, cu care vom și încheia seria aceasta de prezentare a legămintelor, legământul cel nou pe care îl găsim în Ieremia, în capitolul 31, legământul davidic, iertați-mă, îl găsim în 2 Samuel, în capitolul 7, iar legământul cel nou îl vom găsi în Ieremia, capitolul 31, cu conotații nou-testamentare, în toate evangheliile se menționează despre el și apoi în Cartea Evrei, o carte foarte importantă în care iar se vorbește despre legământ și este paralela aceasta între legământul cel vechi și legământul cel nou și cu ajutorul Domnului vom scoate în evidență superioritatea, supremația efectiv al legământului celui nou față de tot ceea ce înseamnă legăminte de până atunci. Și bineînțeles, probabil că o să discutăm un pic despre împlinirea plenară în mileniu, pentru că mileniu înseamnă, pe de o parte, împlinirea legământului avraamic, împlinirea legământului davidic și, bineînțeles, împlinirea legământului celui nou și pentru poporul Israel. Pentru că ținta, în primul rând, a fost Israelul. Poate dezamăgesc acum când fac afirmația aceasta, dar ținta, în mod deosebit, a fost Israel. Să nu uităm că sunt privilegiați și am mai spus și altora și o spun și acum. Noi suntem altoiți în butuc. Noi nu avem rost să ne fălim și să venim neamurile să zicem că noi ținem butucul. Noi suntem ramuri. Am fost ramuri firești, am fost ramuri sălbatice, am căpătat un statut special, dar am căpătat un statut special prin altoire. Și altoirea este în butuc. Nu ramurile țin butucul, ci butucul ține ramurile. O ramură care nu este altoită unde trebuie să fie, rămâne în continuare neroditoare și nefolositoare. Dar slăvit să fie Domnul pentru tot ceea ce a făcut și face în continuare. Dar rămânem aici, frate Cătălin, și dacă Domnul va îngădui, atunci când se poate, bineînțeles, și în programul pe care dumneavoastră l-aveți cu toată bucuria, stau la dispoziția Domnului și a realizatorilor emisiunii Prodocens Media. Frate Gabi, vă mulțumesc foarte mult pentru emisiunea pentru emisiunea aceasta. A fost un festin așa din punct de vedere spiritual. Informații foarte bine puse la punct, într-un mod organizat. Vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu v-a dat dar de profesor și ăsta e mare lucru. Să știți să poți prezenta informațiile așa pe înțelesul tuturor. Cred că toți cei care ne-au urmărit au înțeles care sunt cele mai importante aspecte a acestor legăminte. Vom continua și data viitoare. Așa că eu vreau să vă mulțumesc în mod special și, bineînțeles, vă asigur că și noi de aici ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru comunitatea creștină din Melbourne, din Australia, pentru Biserica Philadelphia, pentru studenții seminarului
biblic, Filadelfia, Dumnezeu să vă dea putere să vă țineți acolo și să fiți o mărturie și, bineînțeles, să rămâneți altoiți în Domnul Hristos și pe meleagul australiene. Amin și eu mulțumesc foarte mult, frate Cătălin, pentru oportunitatea pe care ne-o dat și nouă celor de la capătul pământului să fim auziți și să fim cunoscuți. Vă doresc în continuare binecuvântarea Domnului, multă sănătate, salutul Bisericii Philadelphia în anul acesta în care am intrat și acum îl citesc doar pentru că a fost situația care a fost și la dumneavoastră, este din a treia Ioan, versetul 2. Prea iubitule Cătălin Vasile, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Amin. Amin. Mulțumim foarte mult. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost și de data aceasta cu noi. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!